Salut! Eu sunt Eduard și în acest videoclip o să discutăm despre ochelarii Boss Frame Stenor. Revenire la review pentru că i-am de mai mult de 30 de zile și aș vrea să împart cu voi concluzia mea și câteva puncte bune și rele despre ei. Păi să vedem. Începem cu lucrurile bune. Trecem peste ele repede. Calitatea sunetului este extraordinară, n-am avut nicio problemă atât în a asculta o melodie, în a asculta un videoclip sau în a vorbi cu cineva prin conexiune Bluetooth la telefon. Calitatea sunetului este extraordinară, nu se compară, bineînțeles, cu niște căști în ureche sau pe ureche, dar pentru niște rame și a auzi ce se întâmplă și în jurul tău, sunt super. Doar de-aia i-am și luat. Sunt super. Trecem mai departe. Un lucru important pentru mine era să vedem cât ține bateria, să văd cât ține bateria. Și am observat că în modul meu în care folosesc 40-50% volum și nu non-stop, dar când mai aveam un apel sau mă uitam la ceva pe YouTube sau ascultam o melodie, era ok să-i încarc seara, ziua următoare aveam până seara iar baterie, ajungeam cu 20-30% baterie. De obicei, într-adevăr, 5 ore cu 40-50% volum, mai mult decât suficient pentru mine. Acum pentru tine poate e diferit, dar pentru mine au fost ok. Calitatea plasticului încă e ok, n-am nicio problemă cu ei, nu sunt plin de zgârieturi, poate puțin murdari. Nu am avut ocazia să îi testez în ploaie, nici n-am vrut să fac chestia asta. Umblu mereu la mine cu geanta lor și cu ochelarii de rezervă. Butonul, singurul buton on-off, skip, play și așa mai departe, e ok, se ține bine, nicio problemă, l-am folosit destul de des. Pe rama dreaptă, unde există touch-ul acela de mai tare, mai încet, m-am găsit folosindu-l destul de des, e ok. Aici unde se încarcă, n-am nicio problemă, mofa se atașează magnetic și se scoate la fel de ușor, doar tragi puțin de fir, n-am nicio problemă, n-are cum să se strice în timp, doar dacă pierd cablul și sunt vreo 60-70 de lei pentru un cablu nou. Deci n-ar fi capăt de țară, chiar dacă e cam scump pentru un cablu, totuși nu-l pierd, sper să nu-l pierd. Lentilele le-am mai schimbat, le-am mai pus pe cele de soare de câteva ori, doar așa, pentru a testa în soare, dar nu i-am folosit foarte mult timp. Cele de vedere sunt pentru mine singura opțiune. În rest, nimic altceva. Acum despre lucrurile rele. Ce m-a deranjat pe mine la acești ochelari? Fiind unisex, unisize, adică one size fits all, o mărime pentru toate capetele, aceștia pe mine mă strâng puțin. Da, în părți aici mă strâng puțin. Nu mereu, ceea ce e dubios. De obicei când vorbesc sau mestec ceva aici la tâmplă, e un mic sentiment de presiune. Nu mereu, dar când este poate fi deranjant. Câteodată foarte deranjant. Dar în mare parte nu îl simt. Dar când îl simt e deranjant. Asta voiam să subliniez. Dacă e o problemă pentru voi, nu, în niciun caz. Dacă puteți să treceți peste asta, da. În același timp, a doua problemă, și cam astea sunt cele două probleme, în timp ce ei strâng aici, au tendința de a aluneca în față, așa, pe nas, alunecă în jos. Și de obicei remarcam faptul că duc mereu mâna la față să-i împing în spate destul de des. Cu cei normali poate îi împing o dată la pe oră sau poate mai rar. Dar la aceștia am observat că destul de des, mai ales dacă vorbesc, am tendința de a-i apăsa așa în spate. Cam astea sunt cele două lucruri care m-au deranjat. În rest nu am de ce să mă plâng. Sunt niște ochelari super. Abia aștept să văd a treia generație, pentru că de la prima generație la a doua a fost o diferență uriașă. Sunt curios cu ce o să vină a treia. Poate niște materiale mai interesante, mai calitative, poate o să rezolve problema asta cu one size fits all, să facă și mai multe mărimi
și să nu mai alunece așa ușor pe nas, poate o să le mai subțieze puțin ramele și poate o să îmbunătățească cumva tehnologia asta audio și Bluetooth și a bateriei să fie totul mai bine. Pentru că nu cred că o să scoată o generație nouă doar ca să o facă mai proastă. Probabil că o să fie mai bună și o să bifeze niște lucruri interesante. Pentru mine unul va iese. Să nu o generație care să aibă mai multe mărimi și să nu mai aibă un material de ăsta care alunecă așa. Și poate un pic mai finuțe ramele astea. În rest, totul bine. Ăștia sunt ochelarii Bose Frame Stenor. Ăsta a fost review-ul după 30 de zile. Nu am multe de zis, nu am cu ce să mă plâng în afară de faptul că strâng și calunecă pe nas. În rest, sunetul este extraordinar. Nici o problemă n-a vorbit la telefon prin ei. Conexiunea Bluetooth ok, chiar și la o distanță foarte mare. Nu am testat rezistența la apă și nici nu am de gând să testez, cel puțin nu intenționat. Dacă o să se întâmple să testez neintenționat în viitor și o să am ceva de adăugat la acest videoclip, poate o să revin pe acest subiect. În rest, asta a fost tot. Sper că v-am fost de ajutor. Aceștia sunt ochelarii Bose Frame Stenor. Salut și ne vedem data viitoare!